Un incendiu puternic a izbucnit duminică seară în gara de nord din Timișoara. Flăcările au distrus complet un vagon și au afectat alte 3 vagoane, toate dezafectate. Din nefericire, în urma incidentului, un bărbat și-a pierdut viața. Vagoanele afectate de incendiu erau trase pe linii moarte în gara de nord din Timișoara. Incendiul s-a manifestat puternic la unul dintre vagoane și a fost distrus complet, iar alte 3 vagoane, tot dezafectate, au fost și ele avariate după ce flăcările s-au extins. În jurul lor nu erau linii electrice, potrivit portalului tion.ro. La fața locului s-au deplasat din partea detașamentului de pompieri Timișoara 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă, o ambulanță, un ofițer și 19 subofițeri. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu violență la 3 vagoane dezafectate aflate în apropierea gării. Accesul în apropierea vagoanelor a fost foarte dificil, echipajele fiind nevoite să se deplaseze printre liniile de cale ferată. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, intervenția fiind una de lungă durată datorită suprafeței mari pe care s-a manifestat incendiul, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgențe Timiș. Din nefericire, în interiorul unui vagon a fost găsit un trup carbonizat de sex masculin, cel mai probabil victima fiind un om al străzii. Cauza probabilă a incendiului este focul deschis în spații închise, pornit de către oamenii străzii care și-au găsit adăpost în vagoane.